Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Aparat medical unic în județul Bacău la spitalul din Onești. Balul chimiștilor oneșteni. Sănătatea cumăneștenilor importantă pentru primarul Viorel Miron. În ajunul Crăciunului, Ștefan Vuza, președintele și directorul general al Chim Complex Borzești, a organizat un bal al chimiștilor de la Onești, ca o recunoaștere, dar și ca o premiere a celor mai buni dintre ei. La eveniment a fost prezent și primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, care a venit însoțit de soție, dar și fostul ministru și deputat Valerian Vreme. Un eveniment similar a avut loc și la Râmnicu Vâlcea, semn că în vremuri tulburi se strâng rândurile și oamenii se motivează pentru a da tot ce e mai bun. În cadrul premierii, Ștefan Vuza a ținut să mulțumească tuturor celor care s-au mobilizat, dar a făcut și o analiză a ultimilor ani cu plusuri și minusuri pentru Chim Complex Borzești. Mai multe în minutele următoare. Dragi colegi, sărbătorim astăzi 4 ani de când cele două platforme sunt împreună. În decembrie anul viitor vom face 5 și vom marca acest eveniment excepțional din istoria chimiei românești, așa cum se cuvine tot în seara balului de Crăciun, prin a recunoaște încă o dată meritele prin muncă și dedicare a eroilor acestei tranzacții unice și spectaculoase. Și vă rog să vedeți pe fundal un prim montaj cu momentele și eroii ei de peste ani și până atunci să trecem în revistă ceea ce s-a scurs. Primul an, 2019, a fost un an greu, cu tensiuni venite din criza prețurilor foarte joase ale industriei chimice europene, dar am rezistat presiunilor uriașe venite din partea băncilor finanțatoare, care doreau chiar să-și execute, dar am rezistat și în plan paralel, îndepărtând managere cu agende duble dintre noi și astfel am reușit să trecem cu bine peste cel mai dificil an de până în prezent. Vă invitam în mesajul meu de final de an, acesta este altul, al cincilea, să oferiți în anul care vine, deci în 2020, din ceea ce ați primit. Dacă ai bani, să oferi bani, dacă ai timp, să oferi timp și dacă ai energie, să oferi celor care sunt la pământ. Și cred că o parte dintre voi ați făcut-o, o mică parte, dar e important că a existat și aceasta. A urmat anul 2020, care ne-a forțat pe toți să trăim de parcă ar putea fi ultimele noastre zile de viață. Unii s-au înfricoșat, alții cu serenitate au trecut să-și vadă de viața lor, iar eu mă aflu printre aceștia. Această criză COVID pe mine nu m-a influențat cu nimic și probabil și voi încetul cu încetul să vă dați seama că nu a fost decât o exagerare, dar respect opinia fiecăruia dintre noi vis-a-vis de un eveniment major și nu trebuie să o comentăm. Iar pe mulți acest eveniment i-a făcut să fie prezenți, adică să trăim viața cât mai în prezent și respectând pe fiecare din jur. Scriam atunci referitor la reacția fiecăruia în fața crizei sanitare, că toată lumea are dreptate și argumentam cu reacții că reacțiile noastre, a fiecare dintre noi, vin din vechi setări și din trăiri alături de familie sau de cei care sunt relevanți în viața noastră. Iar reacția este una subiectivă, personală, iar ca urmare trebuie să o respectăm. Vă doream atunci să ne deschidem mai mult așadar. Indiferent de opinie și de reacțiile noastre, să ne străduim și să fim din ce în ce mai prezenți în viețile noastre, fără a ne rupe de ceilalți. Eu vă spun că statistic sau psihologic, criza aceasta COVID a dus ca oamenii să fie mai gri, mai cenușii, mai puțin sociabili, mai refractari și acest eveniment, cât și alte care vor urma, doresc să ne revenim, să devenim o echipă, să avem încredere mai mult unul în alții și să nu mai fim individualiști. Poate că reușim, sigur o să și reușim, dar e o chestie de timp, poate că să reușim mai devreme, în 1-2 ani să fim absolut în echilibru și nu în 5-10 ani, așa cum s-a întâmplat și arată măsurătorile la criza identică sanitară, vorbim de gripa din Spania, unde, datorită ei, a încetat și războiul.
mai mulți oameni în acea gripă decât în război și societatea a fost la fel bulversată. Suntem în bine măsurători, nu mai avem aceeași deschidere, aceeași atitudine, aceeași efervescență ca înainte de această criză sanitară. Indiferent cum a fost ea, reală, multiplicată, falsă, nu contează, important e hai să fim maturi și să ne întoarcem spre obișnuințele noastre sănătoase, să petrecem, să muncim, să ne dăruim. A urmat anul 2021, unde ați demonstrat concentrare, determinare, ați depus un ofer creativ contratimp pentru a planifica și a produce, apoi pentru a construi proiectele într-un mediu complex, am lucrat într-o perioadă de provocări fără precedent în istoria recentă și am reușit să avem producții record, achitându-ne toate creditele externe cu toate dobânzile împovărătoare care le-am avut. Intuiția liderului a fost încă o dată dovedită și argumentez, n-a fost nicio bancă în România care să uite la cifre. Uite, domnule, vezi că aici sunt profituri încât eu pot să-ți plătesc ție dublu dobânda și ai luat cel mai mare premiu. N-a fost nicio bancă, pentru că în bănci nu sunt oameni de bănci, sunt oameni care dau doar credite pe apartamente. La Londra, 84 de fonduri de investiții au zis, e un proiect extraordinar. Pe locul 2, liderul chiar vrea să lucreze, adică nu este superficial și chiar m-au analizat și au zis, uite că tu vii cu Wizz Air la aeroport second hand și nu ai aroganțe și pentru asta vrem să îți dăm banii, dar am cerut dobândă de 10 ori mai mare, pentru că proiectul ține apă, lasă-mă puțin, te rog, imediat. Și am plătit toate aceste dobânzi foarte mari în anul 2021, adică toți banii care i-am produs în acei ani, s-au dus. Dar e bine că s-a întâmplat și asta, pentru că acum, dacă noi, King Complex, dorim să luăm un credit și s-a făcut și evaluarea, cum se zice, valoarea în aur, adică greutatea ta în aur, dacă noi avem proiecte până la 2,2 miliarde de euro, imediat banii se dau. De ce? Pentru că nu mai sunt lideri, pentru că nu mai sunt proiecte, pentru că sunt foarte mulți bani pe piață și atunci provocarea care avem în anul viitor, de asta îmi permit să vă țin mai mult, 10-20 de minute, este de a găsi împreună noi direcții, noi soluții, iar ceea ce trăim astăzi și cu ce ne-am obișnuit să lăsăm pe locul 2, că fără viitor, prezentul nu ne va satisface. V-am surprins în acest an 2021, cred că plăcut când am decis să acordăm tuturor o primă neașteptată de 3.000 de lei. Și vă scriam. Dacă ai mai mult decât este necesar, atunci nu fă un gard mai înalt, ci fă o masă mai mare. Și cred că a fost un lucru bun, am primit câteva feedback-uri. Acum, în acest an, oferim mai mult decât 3.000 de lei, acești 4.000 de lei, dar prin forme moderne, cum sunt acțiunile pe care le puteți lichefia, o să vedeți că anumiți brokeri pot mai devreme, dar noi nu intrăm în acest joc, dar conform legii în 12 luni, pentru că ăsta este și rolul lor, de a te fideliza, la anul primiți și mai multe acțiuni, în celălalt an, iar cu încă 20%, încât să aparținem de un grup și să putem, dacă ne dăm viața, sănătatea, nu numai forța de muncă, aici atunci să fim și recompensați. Însă, cei care sunt doar traseiști, vânători de recompense, nu pot beneficia de această metodă de plată pe care Banca Transilvania o aplică de peste 10 ani. Deci, haideți să mergem, chiar am vorbit și acum cu domnul primar, al doilea instrument sunt tichetele de vacanță, sunt foarte multe restaurante, nu trebuie să ne temem aici, în Onești, ci oriunde doriți, în care ele pot fi imediat lichefiate. Deci primiți și aceste etichete de vacanță, care înseamnă să mergeți la o masă, la restaurantul acesta sau oricare vă doriți, să mergeți la un hotel, să mergeți oriunde, sunt peste 2.000 de lei, înțelegând că taxele le plătim noi dincolo de acești 2.000 de lei pe care vi-i oferim pentru a vă bucura dumneavoastră și familia dumneavoastră de ceva în plus. Îmi cer scuze pentru cei care doreau totul să fie cash, dar o să vedeți că dacă doriți să fie cash, atunci 2.000 se transformă în cash doar 800 de lei, că restul sunt taxe. Și cred că decât să iei 800 de lei cash, mai bine zici, hai că iau eu 2.000 și sigur o să mă bucur de ei cu copiii sau cu soția sau cu fratele, cu mai mult. Aceasta este o parte din ceea ce poate să facă compania și să recunoască meritele pentru acest an. Încheiem acum anul 2022, mai am încă două pagini,
Și suntem în pragul 2023, care va fi un an interesant și impredictibil, în care va trebui să găsim soluții rapide, să implementăm proiecte propuse și să valorificăm schimbările de trenduri din economia zonei și mai ales să învingem cultura organizațională în care gradul de implicare este foarte scăzut. Deci cele două mesaje pentru 2023 care aș dori să rămână, mai multe ar fi de zis, dar măcar două, este că cultura organizațională la noi încă suferă, oamenii nu se implică și poate prin astfel de comunicări și încă 10 și încă 10, am vorbit și cu sindicatul astăzi, au zis că oamenii încep să se implice și am zis nu e suficient, trebuie sute de comunicări, că oamenii doresc, până la urmă ei își fac bine lor, haideți să ne implicăm, să găsim acele resurse să trăim mai bine prin a reduce risipa sau prin a mări veniturile din noi idei de afaceri. Trebuie să vedem dacă poți. La mulți ani, King Complex! Seara de bal a chimiștilor oneșteni s-a încheiat cu un spectaculos foc de artificii. În cadrul unei informări publice, primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghina, a anunțat faptul că Spitalul Municipal Onești Sfântul Ierarh Dr. Luca va fi dotat cu angiograf biplan pentru chirurgie vasculară și cardiologie intervențională, unic în județul Bacău. La inițiativa doamnelor senator Cristina Breahnă Pravăț și dr. Bianca Purcărin și a doamnei deputat Ana Cătăuță, ne-au fost alocați 1.500.000 de lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului pentru cofinanțarea achiziționării aparatului menționat, urmând ca diferența să o solicităm de la Consiliul Județean. Astfel, pacienții din Onești și zonele limitrofe vor putea beneficia în curând și de alte servicii medicale de înaltă calitate. Mulțumesc încă o dată conducerii Partidului Social Democrat pentru atenția acordată comunității noastre. Spitalul Municipal Onești dispune de medici specialiști în persoanele domnilor dr. Istrate Sebastian și Marian Cosmin, chirurgie vasculară, urmând ca de la 1 februarie să se alăture echipei dr. Moldoveanu Daniel, medic specialist radiologie intervențională. Sărbători binecuvântate a mai transmis primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghina. Reducerea vârstei de pensionare cu 2 ani pentru locuitorii din zonele afectate de poluare. La mijlocul lunii decembrie a fost depus un proiect de lege de către deputații PNL de Bacău, Cătălina Ciofu, Elena Hărătău, Mircea Fecher și senatorul PNL Daniel Fenechiu pentru reducerea vârstei de pensionare cu 2 ani pentru persoanele din zonele afectate de poluare. Am depus o inițiativă legislativă alături de colegii parlamentari Elena Hărătău, Mircea Fecher și Daniel Fenechiu pentru reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani la persoanele care au locuit cel puțin 30 ani în Comănești și pe o rază de 8 km în jurul localității. Reducerea se face fără penalizarea prevăzută la liniatul 4 din legea numărul 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice ca urmare a poluării remanente de care au suferit. În minele din Comănești în 1940, când tehnologiile erau tot mai avansate, a lucrat zilnic în praf, uneori chiar în apă până la brâu, în fumul toxic al locomotivelor ce asigurau transportul cărbunelui din subteran și cu riscul surpărilor, a însemnat pentru mineri condiții grele de muncă. Condițiile de muncă și-au spus cuvântul asupra stării de sănătate pentru majoritatea minerilor, aceștia suferind de diferite boli după anii munciți în subteran. Este vorba de boli de plămân, de astm, de reumatism, boli ale articulațiilor. În 1954 a fost construită termocentrala Comănești cu o putere de 25 de MW, fapt ce a permis mărirea capacității de aprovizionare cu energie electrică și agent termic, folosit de consumatori industriali și casnici din zonă și din împrejurim. Un lucru benefic pentru dezvoltarea industriei, dar și în același timp poluarea și-a pus amprenta pe toată Valea Muntelui. Noxile emanate din arderea cărbunelui, praful rezidual ce ieșea zilnic pe coșul termocentralei, sterilul rezultat din arderea cărbunelui care era depozitat în zonă, au afectat sănătatea multor generații de comăneșteni. Un exemplu concret, iarna la Comănești, zăpada nu era albă. Aici zăpada devenea gri în câteva minute, la fel și rufele gospodinelor întinse la uscat. Este greu de imaginat cum arată plămânii locuitorilor zonei care au fost expuși la această poluare. Am încredere că inițiativa va fi susținută și de forul legislativ, a transmis Cătălina Ciofu în informarea de presă.
Sănătatea comăneștenilor, cea mai importantă pentru primarul Viorel Miron. De-a lungul anilor, primarul orașului Comănești Viorel Miron a reușit să atragă proiecte importante cu finanțări generoase pentru îmbunătățirea actului medical din cadrul Spitalului Ioan Lascăr Comănești. Despre toate acestea s-a discutat în cadrul unei întâlniri a legislativului local. Mai multe aflăm în minutele următoare. Pentru că se discută acum tot de bani care se alocă pentru spital. Rog pe cei care nu cunosc, pe cei care nu știu sau pe cei care nu vor ca să mai facem ceva la spitalul ăsta, să-și exprime public aici în ședință opinia. Pentru că pe la colțuri, pe la dosuri, pe la nu știu ce, că uitați, s-au cheltuit banii, se cheltuie toți banii la spital, ce facem, nu știu ce. Da, prioritatea numărul 0 a orașului Comănești a fost spitalul. A fost spitalul, este spitalul. Prioritatea 0 sau pe care vreți dumneavoastră la vremea când s-a vândut Palatul Ghica, a fost Palatul Ghica. Că dacă nu-l cumpărăm, noi îl luau alții. Și ați văzut că la Consiliul Județean Bacău a cumpărat Palatul Ghica de la Dofteana, cred că. De la Dofteana. Știți cu ce sumă l-a cumpărat? 1 milion de euro. Știți cât am dat noi pe Palatul Ghica Comănești? 500.000 de euro. Păi putem să ne jucăm, să stăm așa, să vină alții, să ne îl cumpără și ne-l dă nouă după aia la suprapreț sau alte chestii? Este exclus. Deci a trebuit să facem la vremea aceea acea investiție, că a fost prioritate. A fost prioritate ca să noi să băgăm bani în spital. Să venim cu finanțare în afară de fondurile europene, cu cofinanțare de la bugetul local, să facem împrumut de 120 de miliarde lei vechi, ca să avem de unde pune acești bani și pe care îi plătim în rate. Să-mi spună mie cineva că nu era necesar și nu este necesar această investiție. Necesară această investiție. Dacă îmi spune mie cineva să vină să-mi argumenteze, pentru că eu pot să argumentez că este foarte necesară, nu mai e necesară. Frumoșii copiii Comunei Dofteana au organizat un spectacol cu tradiții și obiceiuri de iarnă în așteptarea lui Moș Crăciun. Copiii s-au pregătit așa cum au știut ei mai bine, au cântat colinde, iar pe scenă au urcat și cete de urși, sperând să-l convingă pe Moș Crăciun să fie darnic. Felicitări copiilor și profesorilor! Felicitări primarului Comunei Dofteana Ioan Bujor, viceprimarului Dana Cămară și Consiliului Local pentru generozitatea lor. La finalul evenimentului, primarul Ioan Bujor a mulțumit copiilor care s-au implicat, dar și tuturor cadrelor didactice și a reamintit celor prezenți traseul cetelor de urși din ultimele zile ale lui 2022, dar și programul pregătit în fața sediului administrației publice locale în ultima zi din an. Pe data de 26 decembrie, o ceată va merge la primăria din Hemeiuș. Pe data de 27, toate cetele vor merge la Consiliul Județean Bacău. Tot pe data de 27, la întoarcere, vor merge la primăria orașului Moinești o ceată. Pe data de 27, la orele 15, încă o ceată, din câte bine știu, că Iacu se va prezenta la primăria din Sânduleni. Pe data de 30, o ceată, nu, toate cetele vor merge la Comănești. O ceată va merge între timp la Borlești, în județul Neamț. Iar pe data de 31 dimineața la ora 9:30, o ceată va merge la comuna Parava din județul Bacău, la primărie, au fost invitați. Vedeți dumneavoastră, cu sprijinul unității administrativ-teritoriale care le pune la dispoziție toate mijloacele de transport, toți își scot din lăzile lor și de pe umeraj, inclusiv din șifonere, echipamentul, plănurile de urși și plecăm la drum ca să putem să promovăm datin și obiceiuri. De așa natură, în fiecare an pe data de 31 să fie, nu câți a fost, să fie cât se poate de mulți. Vă doresc multă sănătate și numai căldură în suflet! Luni 19 decembrie, la solicitarea consilierului liberal Ciprian Zarzu, primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină a mediat o întâlnire între reprezentanții Raja, constructorii care montează sistemul de alimentare cu apă și realizează stația de epurare din cadrul proiectului pe fonduri europene al Raja. În cadrul întâlnirii s-au adresat întrebări punctuale despre proiect, dar și despre anumite nereguli semnalate de către cetățeni. Așa am început într-o sută de locuri. Este toate cartierele, Slobozia, TCR, 6 Martie, peste tot este un haos. În oraș am văzut că sunt... S-au terminat lucrările.
În Slobozia s-au terminat lucrările și domnul consilier a menționat. Da, da, nu s-a readus terenul la situația anterioară, terminarea lucrărilor, putem face recepție. Avem trei situații, din care două podețe. Deci, încă unul, o intrare în cartier, că sunt ieșan, și încă un drum care s-a lăsat, domnul, dar noi nu am executat lucrări. Deci majoritatea lucrărilor din oraș s-au finalizat. Exceptând zone precum TCR, strada, calea Scutarului, mai avem racordurile pe calea Brașovului. Deci credeți-mă că suntem aproape pe final. Asta încerc să vă zic. Și da, da, este un disconfort pentru locuitorii din TCR, pe care noi încercăm pe cât posibil și cu toate resursele pe care le avem să-l diminuăm. Și aici mă refer să-l diminuăm inclusiv racordurile, când le vom executa, să nu blocăm strada. Că normal, dacă ar fi, trebuia blocată strada. Nu avem cum, tehnic, să le facem. Și totuși, împreună cu antreprenorul și supervizorul, căutăm și chiar le și găsim posibilități de a nu bloca strada decât, să zic, un program orar de 2-4 ore. Asta încercăm noi. Și credeți-mă, nici nouă nu ne convine. Și când vă spun nouă, chiar mă simt puțin din onești, chiar puțin mai mult. Am venit aici de la bun început. De când am pus piciorul, să zic, în prima stradă, referitor la studiul de fezabilitate. Da, și cred că chiar îmi doresc și chiar o să-l finalizăm în termeni, să zic, buni și contractuali. Și sunt unul dintre oamenii care o să susțin chestia asta, că o să iasă o lucrare nemaipomenită pentru locuitorii municipiului. Dar să-și dea Dumnezeu, că ne dorim cu toții să fie o lucrare foarte bună. Dar nu ați răspuns la întrebare, totuși. Eu nu vreau. Haideți să intervin și un pic. Și poate găsiți răspunsul în ce voi spune, ce voi în intervenția. Nu, că eu voiam niște chestii tehnice, dar vă spun. Tocmai de niște chestii tehnice vorbesc și aș vrea aici să mă corecteze proiectantul dacă este de față sau... soluția inițială, din câte înțeleg, acolo unde există, unde sub asfalt este beton, trebuia să fie beton, beton, cu termen de așteptare a întăririi 28 de zile. Bulevardul Republicii ar fi trebuit închis 28 de zile să se întărească betonul, după care turnat asfaltul. Știu situația, dar ați găsit soluția. Au agreiat varianta cu beton, stabilizat, dar cu riscuri mari din partea... cu asumare din parte, și din partea constructorului, care în timp va avea pierderi mari din cauza acestei asumări. Constructorul putea să zică nu. Spune soluția beton. Beton turnăm. Stă 28 de zile închis drumul, atunci se toarnă asfaltul conform caietului de sarcini. Da, știu că a fost modificat. Dacă ați văzut, în multe zone în oraș, după ce s-a turnat asfalt, au apărut tasări și lăsat. Constructorul, pe banii lui, asigură garanție. Soluția a fost o soluție de compromis care a agreat-o tocmai pentru a diminua disconfortul în Onești. Dacă ne apucam acum să blocăm, nu spun mai mult decât Bulevardul Republicii, să-l închidem pe toate 28 de zile, s-ar fi creat un haos general. Probabil într-o bună zi, în cei 3 ani sau nu știu cât e garanția, se va mai lăsa. Cum s-a lăsat pe rând la un moment dat? Cum s-a lăsat? Avem garanție la contract? 36 de luni de la data finală. Și la refacere, inclusiv la refacere. Adică acolo unde se va lăsa acest balast stabilizat, care nu e soluția cea mai bună, dar e o soluție pentru a urgenta și a diminua disconfortul. Din punctul meu de vedere, chiar a fost super înțelegător constructorul că a acceptat treaba asta, pentru că a acceptat-o cu niște riscuri de pierderi. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 29 decembrie, cerul va fi în cea mai mare parte senin, mercurul în termometre urcă până la valori de 7 grade Celsius pe timpul zilei, iar noaptea minima coboară până la 1-2 grade Celsius. Vineri 30 decembrie, cerul va fi senin, maxima zilei ajunge până la valori de 10-11 grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la 2 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.